Atunci când alegem o proprietate, trebuie să ne uităm la o anumită zonă, care sunt cele preferate în general de turiști. Vorbeai de tractorul. Tractorul este o zonă care s-a dezvoltat extraordinar de mult pe segmentul nou, deci acolo sunt locuințe noi. Dar din ce am văzut noi pe închirierile pe termen lung, centrul orașului în continuare atrage foarte mulți potențiali chiriași. Este cazul și pe regim hotelier? Categoric, da. Acum, dacă ne uităm la profilul nostru, în primul rând, ca și clienți, când noi mergem și alegem să călătorim într-un oraș turistic cum e Brașovul, întotdeauna vom căuta, în primul rând, după ce vom selecta criterii dacă avem nevoie de piscină sau nu, vom căuta proximitatea centrului orașului. Și da, recomand, dacă ne urmăresc persoane care vor să facă acest gen de investiție, în continuare recomand achiziția în zona centrală și semicentrală a orașelor, nu neapărat a Brașovului. Ce alte orașe au potențial bun pe segmentul închirierilor? Din ce am văzut și eu cred că am călătorit destul de mult în țară, este Oradea, Cluj, Timișoara, deci zona de Ardeal toată, Sibiul, inclusiv orașele mici din Ardeal, gen Târgu Mureș are potențial. Pe urmă aș merge, bineînțeles, capitala, care n-are rost să o luăm în calcul, că acolo oricam orice faci, dacă faci bine, îți iese business-ul. Iașul este un oraș foarte interesant și frumos. Suceava mi-a plăcut. O investiție la Constanța, din punctul tău de vedere, este de bun augur, dacă vrei să mergi pe regim hotelier? Da, am prieteni. Deci acolo nu știu exact cum funcționează piața, vorbesc doar din ceea ce am auzit de la cunoștințe. Am prieteni care au apartamente în, nu în Constanța, în Mamaia Nord, Năvodar, zona aceea. Și din ce îmi spuneau ei mie, în cele 4, maxim 5 luni de sezon, fac cam aceiași bani care îi facem noi la Brașov într-un an de zile. Ok, și ce fac cu proprietățile în extra sezon? O parte le închiriază pe termen lung către studenți, o parte le țin goale. Se mută studenții la Mamaia? Da, da. Sunt studenți care vin la facultatea Ovidiu de acolo din Constanța și studenții fiind din septembrie-octombrie, de obicei vin la 1 octombrie, până la sfârșitul mai, început de iunie, le închiriază lor.